Da. Pentru serialul ăsta, da, sunt domn profesor. Păi tu când predai, nu mai ai nevoie de nimic. Atât îmi trebuie să fiu fericit. Doi? Cu minus. Așa poate mai conserv și tu niște energie pentru oră. Am fost foarte mult timp atras de pedagogie și încă sunt. Mi-am dorit foarte tare să predau chiar și la UNATC. Dar și-am și predat o perioadă, nu mai știu exact cât, la film. Am predat actorie de film celor de la regie, studenților de la regie film. E o pasiune a mea, oricum, îmi place, pentru că îmi dau seama că eu trebuie să-mi clarific foarte bine în cap ce am de spus. Și atunci când spun, cumva se și clarifică pentru mine procesul în sine. Și sunt atras foarte tare de pedagogie și sunt atras, de fapt, pentru că îmi plac oamenii. Să câștigăm! N-are importanță, cum îi mâncăm! Brânză bună, burduf de câine. De asta, știi, clasice. Cred că și când eram elev, profesorii în general se legau de chestia asta, că eram inteligent, dar nu mă pregăteam. Ceea ce s-a schimbat după aia, adică din facultate. În fiecare episod va avea cât un elev, cât o problemă a unui elev de rezolvat. Și profesorul asta face, încearcă să rezolve problema respectivului sau să-l ajute să treacă peste problema aia, cu bine, dacă se poate. Iar ce cred eu că are serialul ăsta și ceea ce îmi doresc să iasă afară din ecran așa, în valuri, e partea asta educațională. Și relația asta pe care, după părerea mea, orice profesor din lume ar trebui să o aibă, să aibă apropierea asta nu numai la nivel de materie, doar îți predau materia și atât și s-a terminat treaba mea aici. Eu cred că e mai mult de atât. Educația înseamnă mult mai mult de atât. Și e nasol că de cel mai multe ori oamenii, profesorii și nu numai, dar în special că despre ei vorbim, sunt total neatenți la ce se întâmplă copilul din fața lor. Și prin ce trece el, mental în special și nu numai, și emoțional. Eu cred că obligatoriu, orice profesor din lumea asta trebuie să aibă grijă de asta în special și după aia să vină materia. Cred că dacă ei nu erau așa, ar fi fost nasol de tot, adică serialul n-ar fi putut funcționa. După părerea mea, ei sunt personajul principal. Eu interacționez cu acest personaj principal, știi, ei. Iar dacă tu nu ai personajul ăsta, care e atât de important în serial, nu e carismatic și nu e smart și nu... poate fi în toate felurile, degeaba faci serialul ăsta. Iar copiii ăștia sunt absolut fabuloși. Mă înclin în fața lor și am avut super noroc. Adică e de noroc, pentru că nu poți să ai pe toți buni. Ai câțiva, știi, și de obicei te mai joci. La montaj bagi pe ăla care s-a mișcat mai bine, dar aici toți sunt buni. Te-au căutat ai tăi. Au sunat disperați la școală. Nu vreau să mă duc acasă, domnul profesor. Nici nu vreau să-i văd. Știi că chiar te înțeleg că ți-e greu. Dar poate că n-au știut cum să spună. Pentru că nu vreau să fiu prof. Adică nu plec cu gândul ăsta. Pentru că îmi place să îi văd, sunt foarte atent la ei, de fapt asta e problema. Și în general cu orice om, știi, dacă nu ești atent, el nu florește și nu-i dai atenția respectivă, el nici nu ți se arată, se ascunde. Pentru că toți suntem într-un fel sau altul timizi sau vrem să demonstrăm ceva sau vrem să ne arătăm altfel decât suntem. Iar copiii ăștia sunt ei înșiși cu mine, pentru că eu sunt eu însumi cu ei, adică nu ne facem că nu dă cu parfum pe rahat. Știi? Suntem și atât. Iar cel mai fain e că oamenii ăștia sunt atât de puri și eu nu am decât de câștigat din treaba asta.